Sezonul estival va poposi în curând în țară și fiecare dintre noi va dori să arate mai bine. Cine ne poate ajuta în acest caz? Desigur, un antrenor care ne poate recomanda anumite exerciții simple, dar care ne vor modela silueta. Nicolae Petraș ne-a pregătit un antrenament funcțional pe care l-am acceptat cu încredere, dorindu-mi să beneficiez din plin de eficiența acestuia. Antrenorul Nicolae Petraș abia aștepta să-mi ofere indicații pentru seturile de exerciții deja stabilite. Nu pierzi timpul în zadar, salut! Salut! Sau este exact ceea ce voi face și eu, da? Da, este exact antrenamentul care să-l faci tu. Pentru tine și-am pregătit toate astea. Deci toate greutățile le voi folosi? Da, toate greutățile. Și în plus la asta și cardio o să facem. Planul este foarte bun, acum să vedem cum o să rezist. În timpul antrenamentului cardio clasic, 30 de minute de alergare pe pistă, se dezvoltă rezistența, dar adăugând câteva obstacole, așezări, tracțiuni, se dezvoltă coordonarea, îndemânarea și agerimea. 2 minute sunt. Așa, deci o să facem 3 minute de step, încălzim mușchii, ridicăm pulsul și ne ducem și lucrăm cu greutățile. Deci eu o să arăt tehnica. Antrenamentul funcțional este unul din cele mai eficiente tipuri de efort, care dezvoltă mai multe calități fizice concomitent. Multe persoane îl preferă anume pentru acest lucru. La antrenamentul funcțional se folosesc greutăți nu prea mari, dar într-o oră se prelucrează corpul în întregime. Așadar, nu veți deveni culturiști gigantici, însă veți adăuga niște masă musculară dacă veți opta pentru o alimentație corectă și veți face pauze pentru recuperare. Tu faci genoflexiunea, iată puțin. Și arunci greutate înainte, până la nivelul umerilor. Te ridici, încordezi fiesele, trebuie să punem accent pe ele aici. Aici lucrează toți mușchii din spate. Dacă și voi abia ați început să mergeți la sală, antrenamentul funcțional poate ajuta să reduceți perioada de intrare în procesul de antrenare, întrucât toate calitățile se vor dezvolta. Dacă de mult vă antrenați, atunci încercați antrenamentele funcționale. Acestea dezvoltă rezistența, mobilitatea și coordonarea. Dacă vă doriți ca și mine să subțiați un pic talia, în timpul antrenamentului funcțional se ard foarte multe calorii, până la 900 pe oră. Pentru că lucrează concomitent mai multe grupuri de mușchi, adesea fiind executate pe o suprafață instabilă. O să lucrăm în T-Rex. O să facem așezări într-un picior. În felul următor o să facem, iată. 1 și ne așezăm până la 90 de grade. Și lucrăm. A doilea picior noi îl ținem înainte, în aer el să fie. Dacă o să fie prea greu pentru picioare, ne ajutăm cu mâinile să ne ridicăm. Bine? Înțeles, dar câte? Facem 10 pe un picior, 10 pe altul. Și acum o să facem abdomenul, partea de jos. O să punem accent partea de jos a abdomenului. Să ridicăm picioarele sub de înclinație. Deci ne apucăm cu mâinile de aici. Picioarele ținem puțin îndoiete și le ridicăm încoace. 1, 2, 3, 4, 5. Lucrez câte 10 repetări, 4 seturi. We'll be right back.
Exercițiile care alcătuiesc antrenamentul funcțional amintesc de acțiunile din viața de zi cu zi, dezvoltă organismul din punct de vedere fizic și psihologic. Și o să lucrăm 3 minute. Opa! Nu, ține-te cu mâinile. Am voie să mă țin, da? Ține-te puțin, păi și-ai prins echilibru, pe urmă să iai mânuțele. Antrenamentul funcțional dezvoltă o serie de capacități fizice concomitent, în cazul unui program corect, pe toate: rezistență, agilitate, flexibilitate, forță, mobilitate, coordonarea mișcărilor. Dar cel mai important este că oferă posibilitatea de a reduce timpul de antrenament până la 20 de minute. Iată, cam așa ai să arăți. Mulțumesc de fiecare mult, dată, transpirată. Exact, am transpirat destul de mult și dacă credeam că va dura un antrenament câte o oră sau ceva mai mult, de fapt se pot obține rezultate și într-un timp destul de scurt, să zic. Da, lucrăm la un puls mai înalt și tot același rezultat, adică l-avem și în 30 de minute. Nu-i numai decât stăm aici 3 ore. 3 ore, în general, nici nu-i bine pentru mușchii noștri. Nu se recomandă. Nu se recomandă, da. A ajuns Nicolae Petrașa, antrenor, și ce beneficii a descoperit în activitatea sa, am aflat chiar de la el. Mă gândeam să-mi povestești cum de fapt ai ajuns să devii antrenor. Este vorba de o persoană care mi-a sugerat profesia asta ca să... Și eu deodată nu eram sigur în mine și nu credeam că să mă descurc. După m-a susținut, m-a ajutat și am încercat și am văzut că se primește, de ce să nu continuu. Am început a lucra în ultimul an de colegiu, când eram... Ce colegiu? Învățam la colegiul tehnic, la Universității Tehnicii, și după lecții mă duceam și lucram la sală. După care am finisat colegiul și am hotărât să progresez în profesia care am ales-o eu ca antrenor și am venit, făcut cursuri. Acea persoană de care vorbești este antrenorul tău? Adică, pentru că și un antrenor are nevoie de un antrenor. Da, este antrenorul meu, este Aliona Curacova. Ea m-a ajutat să ajung la nivelul ăsta și continuă să lucreze cu mine zi de zi, adică orice întrebare, orice la ea adresez și facem, progresăm împreună. Și înseamnă că atunci când tu ai anumite competiții la care mergi să participi, neapărat ești consultat de antrenoarea ta. Da, chiar în primul campionat care m-am pregătit, ea m-a pregătit de la zero până la ultima zi de participare a campionatului. După asta eu deja singurel am început, dar oricum, fără ea nu mă descurc așa, că cum, când îți doi, puterea crește. Ți-ai încercat deja puterile la anumite competiții și vreau să povestești de ce ai făcut-o și ce te motivează să mai mergi, că am înțeles că tot urmărești să mai participi. Prima dată am început să mă pregătesc de campionatul Moldovei, după care el s-a anulat și am participat la Tiraspol. Și mi-a plăcut toate emoțiile astea pe scenă și asta m-a motivat să mă mai pregătesc de un campionat. Și am participat deja la Odessa și am spus că nu mai continui. Pentru că e foarte greu cu dieta asta, dar... Oricum, mi-am pus un scop și vreau să ajung la dânsul. Am spus până și nu ajung la scopul care mi l-am pus, nu o să mă dau bătut. Asta care fiind scopul tău? Scopul meu este să iau locul întâi în categoria de mens fizic până la 1,74 m.
Ai menționat de această dietă. Ce presupune, de fapt? Renunțați la anumite alimente? Ce excludeți, în primul rând, din meniu? Cel mai important este să excludem dulciurile, prăjiturile, produsele făcute din făină albă. Tot ce este gustos, da? Da, tot ce este gustos. Adică mâncăm doar orez, hrișcă, piept de pui, pește, legume, fructele tot, nu toate se poate să le mâncăm, pentru că sunt... chiar și fructele le excludeți? Da, fructele le excludem, în special struguri și bananele. Dar ce faceți voi când vă pregătiți pentru astfel de competiții este valabil și pentru noi, cei care nu urmărim, să zic, să obținem anumite locuri, dar să ne modelăm corpul? Nu e vorba de kilograme, e vorba de calitatea mușchilor, proporțiile corpului. Adică noi ținem dietă ca să scăpăm de grăsimea care o avem noi și mai bine ca să fie relieful la mușchi. Dieta este foarte strictă, înainte de campionat, 7-8 săptămâni, noi ținem foarte strict. Primul campionat a fost așa mai, nu a fost concurență mare, a fost 11 participanți, eram în categoria mea și parcă mi s-a părut așa mai ușor, dar a doilea campionat, când am fost la Odessa, acolo a fost destul de nivel înalt. Am fost 23 de participanți în categorie și toți erau în formă destul de bună. A fost mai tare, m-a motivat pe mine pentru că din 23 de participanți eu am luat locul 13 și tot. E un rezultat bun, dar oricum trebuie să tind la mai bine. Adică vreau să fiu pentru primii. Și a fost mai interesant la Odessa. Mi-a plăcut foarte tare asta și m-a motivat să merg mai departe. Nicolae, îți mulțumesc foarte mult și sper să ne mai revedem în sală. Ție succes la campionatul la care urmează să mergi și sper să revii acasă cu primele locuri de la acest campionat pentru care te pregătești. Da, mulțumesc mult!